dau drumul. A, e 8 și 5? 8 și 5. Ceasul la 10 și 5 dai drum. Cât e ceasul? 8 și 5? Da. Un aplic de domnul în special să-mi bat. Vă mulțumim! Deci eu n-am știut ora care e, eu l-am atins, dar eu n-am știut ora care e. Și l-am atins, cică. Eu n-am știut. Nici eu nu știu, drac. Înseamnă că era ora la care tu trebuia să... Și eu te-am... A, da. Da. Păi și de cum o fac, ce spui tu? Stau aici. Trebuie să stai ce spun eu, să stai două ore să-mi faci ce spun eu. Asta e? A, deci stau liniștit acum, trebuie să mă mai pe ăștia atâta. Nu te așa, J Balvin, direct! Păi am zis să stai jos! Stai jos! Dar chinuiesc, frate, nu așa, că e... Lasă-mă, că-i fratele meu, Necula! E mai mișto? E fratele meu, Necula, e ține de urât. Păi nu e zona sacră tot asta? Ah, du-te acolo în colț. Unde era zona noastră de pricină? Tot la oglindă. A, dracu, stau acolo. Dă ăla mai încolo și stai acolo jos. Jos acolo. Dați-mă o pernă la băiat. Lasă-l în picioare. Acolo. Ah, mai bine așa. Dar dă-l aici aproape de mine. Deci unul ați pierdut, nu? Unul ați pierdut. Două ore, mă. Avem un prizonier. Și știi că dacă nu... Nu mai au nevoie niciuna, nu mai au voie niciun atac acum. Nu mai am voie niciun atac. Un atac s-a făcut. Din partea voastră. După 12 se mai atacă o dată. De la ei. De la echipa cealaltă, da. Dar de la echipa voastră nu mai au voie, gata. Da, mă, de la voie, gata. Au voie, după 12 noaptea, că se trece a doua zi. După 12 noaptea au voie. Acum, gata. Până la 12 nu te mai atacă nimeni de la ei. Ba... De la răsărit până ați simțit. Și ei deja au făcut după ați simțit. Da, nu mai aveți voie. Până mâine la 6 ce e răsăritul. Spune așa, de la răsărit până la sfințit și de la sfințit până la răsărit aveți voie odată. Gata, nu mai aveți voie până mâine la 6 dimineața. După 6 dimineața aveți voie. Un atac noapte, un atac ziua. Da. Păi ăsta a început din seara asta. Păi la noi gata, la noi gata. Și noi avem tot un atac. Și noi avem tot un atac în seara asta. Cum aveți și voi tot un atac. De exemplu, Marian, Nicolae a atacat aici. Trebuie să ai unul care să atace acolo. Exact. Și mâine o să fie două de noapte, două de zi. Exact. Corect. De mâine încep Corect. Două cu două. În seara asta a fost doar noaptea. Da. Ai fost cu vocea ta? Aici? Păi da, voi ce vă? Aia lasă pe fratele ei. Da. Ce te doare? Păi da, aici nu mai merge cu frate, cu soră, cu mamă, cu... Aduci-mi un măr, că mânca doamna și mi-era poftă. Aduci-mi un măr. Dar nu știu cum se merge. De la verde. Cere la, cere unul la doamna Maria. Hai mă, că stau eu, hai vine să dau un măr. Dați-mi un măr, să dau o soară. Că mine fac pipi? Ia o gură. Lui și-l pui acolo. Ia o gură. Dar când l-ai atins, nu? A venit aici și eu, dacă eu n-am știut ora în care e așa, eu l-am atins. Ia pe toți care se plimbă pe lângă tine. S-a adus să-mi aducă, l-am trimis să-mi aducă. Cine mai vrea? Păi prizonierul poate să facă ce vreau eu, deștept. Păi nu vezi, mă, că ai avut ce măr, ce aia, e nebunit și tu la cap. Păi cu ce l-a amenajat, mă? Care apă. Uite, mă, nu-i aduce măr, ești nebun la cap, Dane. Hai, lasă-l, mă, în pace. Să fie dulp, nu-i vreau că eu comand, e vreau de regulile jocului. Prizonier înseamnă să fie prizonier, nu așa. Lasă-l, mă, pace, dacă el are altă mentalitate de pe timpul lui. Nu-i vreau de mentalitate aici, e vorba să respectăm niște regulile jocului. Atingi pe toți, da? Nu mânca mult din nou. Dar nu comand eu, cei din staff... Jocul îi comandă, eu doar am zis să respecte regulile astea. Lăsați-l, doamnă, că el face ce vrea, eu fac ce vreau. Nu-i vreau că fac eu ce vreau. Bă, nu mai atacați aici, frate, că cine are mai mulți prizonieri câștigă, așa că aici varză azi. Fiți deștepți, fiți cu capul pe umeri. Ce n-am știut? Vezi, dacă eu n-am știut ora, eu oricum i-am atins pe toți care au fost în jurul meu. Da, nu mă, de ce să bă, dacă ei sunt în partea aici de bădini? Era la altă ore, dar vezi că nu. E, te înapări. Deci așa, e aiurel. La ce oră erai, zi acum? La 7 și 10? Așa este. Deci te-am atins. Na. Lasă-mă, Carmen, nu mă dai mie explicații că nu-mi place. Pentru că nu-mi place cum să joacă. Dacă ne enervăm toți așa, se rezolvă. Așa e felul meu. Ce ai cu mine?
Pentru că nu-i frumos. Asta nu-i joc. Fratele meu. Asta nu se cheamă joc. Mă mânică asta. Aiurel. Dar cine știe la ce oră? Eu poate acum să stai și pe canapea, să duci să stai pe canapea. Da, vin aici. Sunt tot cu gheara pe aici. Știi cine e la mine? Nu pot să stau și aici cu toți oamenii. Te pun, spun o pernă, adun două elastice. Caută că pe la se noi, pe aici. Și un piaptă. Și nu se perindă cineva cine nu e. Pentru că timpul unul dintre ei doi. Că ei se perindă pe aici într-una. Păi da. Așa am zis și eu că decât să te duci să te prindă, vezi, da. Mai bine nu te mai duci ca să te ia prizonier. Păi ești băgat în orele și dacă tu nu faci nimic, nu păi te mai duci acolo. Da. Nu trebuie să te duci. Nu trebuie acționat în orele astea. Dacă vezi că nu poți, nu te mai duci. Da, eu nu i-am zis și zic că nu, mamă, nu mă duc, dar cum naibă la prin, la prin. Așa e că nu știi jocul. Să știi că așa e că nu știi jocul. Așa e că nu se știe jocul. Ce să mă? Dar eu ți-am zis să nu te mai plimbi acolo, că te plimbi degeaba. Da, cum? A fost atâția și ai picat-o, vezi? Că ai fost la ora când trebuia să fii... Păi da. N-ai voie, bai, voi. Ai voie, bai, n-ai voie. Cum trebuie să stai? Uite aici așa cum să rău. Păi și eu ce aveam acolo? Aveam jumătate de metru. Păi ăștia ăla nebun. Lasă-i, mă, nu mai vedeți-vă de treabă și gata. Unde-i Cătălin? A plecat Cătălin? A plecat Cătălin? Cine? Cătălin? Credeam că ai roi totul. Pune mâna pe că dacă pui timpul ăsta aia. Așa, gata. Și mai pune că te ții de azi. De exemplu că la ei nu, păi, dar mă, două ore mai e. Da, never. Mie că nu te-am pus mai rău. Și tu ai fost la fel? Și tu ai fost la fel? Și te-a atins și pe tine? Păi da, și în cazul ăsta... Te-a atins, mă? Da. Și de câte ori te-am prins? De vreo două ori trebuie să dea mesaj. Eu am atins pe toată lumea care am simțit în preajma mea că e pericol. Deci tu te atingi pe toți mesajele degeaba. Dacă te-a putut eu poate ratat la 5, dacă acum era 5, am atins degeaba să nu te-ai la poartă. Nu mă ajut, poartă. Valentina, să lăsăm un domn jucul. Care nu înțeleg joc. Nu te mai ajutați tu așa când te văd că ai 3 ani ce ai. Iau și cările și plec numai. Dar îi se pun să se spele pe față. Nu sunt prezător, dar am voie să stau. Bă, te dau un mesaj acolo cum să faci. Păi și eu arată ce nu înțeleg. Tu faci cum ți-a dat mesaj, Marian. Mă nebunule, tu faci după cum îți dă regulile. Citește mesajul. Da? Nu, nu mă dăsem în pună falul lui. Eu vreau să păi vesu. Eu nu știu că e așa, că mai stăm aici lângă ea. Eu ți-am stat să dădeam cu piciorul. Da, ce ore avem? A? Ce ore avem? 7 și 10. 7 și 10? Da, nu. Și cu pentru că n-am știut eu cum a prins. Pentru că eu stăm aici și stăm așa, mă plimbam, uiteam încolo. Știi ce mai mi-a zis că e mă, dă-ți mai casă. Dar de ce n-ai spus? Tu n-ai știut! Să văd dacă știa numărul tău, că mi-am mirat că două oaie de alea de aia. Ce n-ai știut?
Că te-a atins? Da, nu știu cum m-a atins. Dar de câte ori am pus mâna pe tine? Păi și când nu primeam așa pe aici, mă plimbam? Păi și de câte ori am pus?